Salutare dragii mei și bine v-am găsit la bonusul zodiacal al lunii octombrie. Această citire de 10 minute este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în semnul gemenilor. Vă urez tuturor bine ați venit! Înainte de a începe această citire vreau să vă readuc aminte că este o citire generală este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească. Și dacă vă doriți să învățați arta tarotului și doriți să faceți lucrul acesta alături de mine, vă aștept cu tot dragul în Amo Spiritual School, în seria a șasea a cursului de inițiere în arta tarotului, Arcana lui Tot. Cursul va începe în luna noiembrie, însă aveți timp o lună de zile să vă înscrieți în cadrul acestui curs. Înscrierile se vor desfășura în perioada 1 octombrie 30 octombrie și tot ce trebuie să faceți este să scrieți un mesaj la numărul de WhatsApp afișat jos în descrierea clipului. Bun, dragii mei Gemeni, hai să vedem ce au spus cărțile pentru voi în următoarea perioadă. Mesaje importante pentru cei din semnul Gemenilor. Planeta voastră se află în semnul Balanței. Deci, clar, va aduce în momentul de față o recapitulare, să spunem, și a relațiilor voastre și a felului în care comunicați um, pe partea asta personală. Pe partea profesională vă poate aduce multe conjuncturi de colaborare cumva, da? sau uh, sunteți puși în situații limită, în situații în care veți fi nevoiți să echilibrați lucrurile. Și să le rezolvați totodată, bineînțeles. Bun, ce avem aici ca și energie la Gemen pentru luna octombrie? Discovering truth. Ia, uit. You stand in the light of truth. Stai în lumina adevărului tău. Mm -hmm. Și asta pentru că ai văzut totul foarte transparent. A fost într-adevăr o luptă pentru tine ca să vezi situația dur. Dar, într-un final, ai acceptat. Așa că, în momentul ăsta, dragul meu, Gemen. Tu ești uh, într-un punct în care nu mai mergi pe aceeași cărare pe care au mers ceilalți. Știi? Poate într-o altă etapă a vieții tale, uh, mergeai cu anumite persoane pe un drum, chiar dacă poate tu nu credeai în drumul acela. Însă tu vrei să mergi pe drumul acela numai ca să ai niște oameni lângă tine acolo, ca să ai acei prieteni, ca să ai acea companie. Și te cam riscai la capitolul ăsta, pentru că de cele mai multe ori, când ai făcut asta, te dai seama că drumul n-a fost pentru tine. Sau persoana n-a fost pentru tine. Da? E bine, acum ce se întâmplă? Geamănul, chiar dacă vede că oamenii se duc pe acel drum, el se întoarce frumușel și se duce pe drumul lui. Și asta înseamnă că, da, într-adevăr îți cunoști adevărul. Și asta înseamnă că te cunoști pe tine și ai învățat. Ai învățat din durere, ai învățat din frustrări, ai învățat din despărțiri, ai învățat din cât ai dat și cât ai făcut și cât ți s-a dat înapoi. Din toate lucrurile astea, care practic au reprezentat niște lecții pentru tine, astăzi te-au ajutat să stai în acest adevăr al tău și să îți apreciezi mult mai mult felul de a fi, autenticitatea și valoarea totodată. Hai să vedem care sunt și clarificările pentru această carte discovering truth. Amazing. Mesaje pentru gemeni. Wow. Nouă de monede, regina de cupe. Și la baza pachetului avem cartea Carmei. Wow. Bun. O carte foarte mare. O carte care mie mi arată faptul că Uh, karma it's served. Karma este servită pentru cineva. Poate pentru tine, poate pentru persoana care ți-a greșit, persoana la care te gândești poate și în momentul de față. Există o situație aici care se încheie în luna octombrie, definitiv. Și am mai spus-o asta și în etalarea generală a semnului tău zodiacal. Pentru multe semne zodiacale se întâmplă asta. Însă, sunt unele semne, precum sunteți și voi, care au o puternică amprentă karmică în luna octombrie. Și asta înseamnă, dragul meu geamăn, că această situație care pe tine, nu știu, te-a scos din toate brotițele normale, care ți-a creat ți-a creat anxietate, ți-a creat probleme, poate chiar și probleme de sănătate și la care te-ai gândit și te-a întristat și ai plâns, se termină luna octombrie definitiv. Tu cu persoana asta simți să spun asta că ai avut o legătură karmică și trebuie să o accepti ca atare și trebuie să o privești acum, în momentul ăsta, cu dragoste și cu înțelepciune și să nu mai întorci pe toate felurile. Geamănul are nevoie să se detașeze de acea perioadă. Are nevoie să plece de acolo pentru că asta a fost. Asta a fost. Este clar că voi nu mai aveți ce să mai faceți împreună. Și nu mă refer aici numai din punct de vedere personal, al unei iubiri și așa mai departe, ci la în se termină o perioadă karmică. Posibil poate și tu să fi plătit pe undeva, da? Și să fie și șifonat și persoana cealaltă, dar mi este clar că această situație, it's over, s-a terminat, da? Bun. Apoi avem pentru gemeni nouă de monede și regina de cupe. Și există această revenire, să spunem, la sensibilitatea ta. Dar, de data aceasta, vorbim despre o sensibilitate care nu se arată decât în momentele potrivite. Pentru că nouă de monede vorbește despre constanță, vorbește despre apreciere, despre stabilitate financiară, orientare către nevoile mele, financiare. Și asta cred că îl va duce pe geamăn chiar spre sfârșitul anului să își pună niște bani deoparte, să-și facă o asigurare de aia mare de viață, să economisească, să fie mai mult pentru el geamănul până la sfârșitul anului cel puțin, pentru că după aia nu știu care sunt neapărat previziunile astrologice, dar până atunci îți spun că vei fi cu tine. Vei fi foarte prezent sau prezentă în viața ta și îți va plăcea această energie. Pentru că tu ai ajuns la niște concluzii legate de afecțiune, de dragoste, de iubire și ți-ai dat seama că nu-ți mai, nu, nu mai poți permite efectiv să crezi în cineva atât de mult așa cum ai făcut-o sau să-ți pui baza acolo pentru că asta înseamnă să-i dai puterea persoanei respective și persoana aceea, dacă nu înțelege puterea pe care tu-i o dai, dragostea pe care tu-i o oferi, își va bate joc de aceste uh, sentimente, își va bate joc de aceste acțiuni ale tale, pentru că nu le va înțelege. Dar tu nu mai riști. Asta îmi place. Geamănul nu mai riscă. Schimbări profesionale, să spun, chiar spre sfârșitul anului, s-ar putea să te trezești într-o postură de asta de uh, ascensiune profesională, da? sau schimbare profesională. Ok, nu mai puțin că mi-a căzut o carte. Și avem aici un 6 de monede. Wow, clarificare pentru 9 de monede. Tu știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă bani pe care îi primești. Deci dacă ai niște datorii de primit <laughs> sau, nu știu, se întâmplă ceva, da? Primești niște cadouri, primești niște bani de la cineva, primești bani înapoi, datoriile ți se Uh, ți se întorc înapoi, da? Ți se întorc, de fapt, nu se întorc înapoi. Apoi avem 8 de bâte, ia uite, 8 de băte, asul de cupe. Wow! Pentru unii gemeni, hmm, aici vorbim despre cineva care urmează să apară dintr-un semn de apă sau semn de foc. Rac, scorpion, pești, săgetător, leu, berbec. Dar mai mult decât atât, ce simt eu și mai mult în poziția ta, dragul meu, geamă, este că această vindecare la tine va fi, va fi completă. Eu nu știu dacă tu realizezi. Deci, eu nu știu dacă tu realizezi. Deci, poate să vină într-adevăr cu o relație aici. Dar, mai mult decât atât, aici este vindecare și acceptare. Și în momentul în care tu ești așa, Multe lucruri frumoase se pot întâmpla. Multe. Dragul meu, Geamăn, ce să spun? Îți doresc toate cele bune. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai fost alături și sper că toate aceste mesaje să te fie ajutat. Până data viitoare, când ne vedem din nou cu alte clipuri, să ai grijă de tine și îți doresc o toamnă minunată. La revedere!